Zodia Taur În săptămâna 6-12 E vorba de păstrarea atașamentului Față de lucruri și persoane Relațiile voastre pot Să asigure Condiții materiale, emoționale Sigure Urmăriți relații profunde De durată, loiale, de încredere Există Riscuri din exagerarea posesivității Riscul de a Se manifesta gelozia Dacă nu este înțeleasă nevoia socială sau dacă se adoptă o atitudine un pic mai rațională. Poate să vă preocupe partea materială, resursele, căutarea libertății, aventurii, toate aceste lucruri devin un scop pentru cei din Zodia Taur. De asemenea, liberarea de atașamentele materiale, descoperirea spiritualului, începeți această săptămână cu acumularea de frustrări. Frustrările au loc între Prioritățile care țin de carieră și familie, cămin de partea cealaltă. Puteți rezolva aspectele contradictorii în Scorpion prin Marte, acționând în sensul de a echilibra timpul și eforturile făcute în carieră și familie. Din 6 iunie, pute, poate să apară nesiguranța pe voi înșivă, nemulțumirea de evoluția unor evenimente, dorința de a schimba ceva. În 12 iunie, deja tensiunile emoționale sunt ceva mai intense și se exteriorizează prin creație, prin căutarea armoniei și a păcii. Relațiile sunt creative, sunt bazate pe dragoste. În 12 iunie sunt posibile chiar și tensiuni emoționale intense care pot fi exteriorizate prin creație, prin armonie, prin căutarea păcii. Relațiile sunt creative, de dragoste. Deveniți poate un pic nonconformiști, ceva mai rebeli, căutați aventura, iar între 7 iunie și 26 octombrie, cu Saturn într-un mers aparent în retrograd, în zona de carieră apare trezirea unor energii care vă arată drumul pe care trebuie să-l urmați. Sunt uh, posibile lecții dure, uh, o responsabilizare a voastră prin uh, activarea carmei care vă arată că trebuie să culegeți rodul a ceea ce ați însămânțat.